Luni, pe aeroportul internațional Ștefan cel Mare din Suceava a fost inaugurat un nou zbor extern, cursa aeriană spre Dortmund, Germania. Zborurile către această destinație sunt operate de compania Wizz Air cu o frecvență de 2 zboruri pe săptămână, luni și vineri, cu aterizare la Suceava la ora 16:10 și decolare spre Germania la ora 16:40. Dortmund, situat în landul Renania de Nord-Vestfalia, este cel mai mare oraș al regiunii Ruhr, fiind un important centru administrativ, comercial și educațional. Aceasta este cea de-a treia cursă internațională inaugurată în ultima lună pe aeroportul sucevean, după Viena și Larnaca. Pe de altă parte, aeroportul Suceava va prelua și zborurile companiei Blue Air de pe aeroportul din Bacău, programate în perioada 15 august-30 septembrie. Este vorba despre 6 curse spre Bruxelles, Dublin, Torino, Roma, Milano și Londra.